pe Dorin, pe Voicu și parcă atât, și ultimii doi care au... Mai mă scuzați. Ultimii doi care au intrat în frecvență, 9 GMI și 2 Delta Alpha. Dorin 5-9 plus 20, voi cu aproape de 20. Ce să zic, problema cu microfonul, nu știu vocea, sau nu mi-aduc aminte, nu că nu știu, nu mi-aduc aminte perfect. De la Rădăuț și încălzea Lămpișul. Așa. Dorin, la tine, ca să-mi dai și mie un control. 9 GMI, 8 CJY. Da, domnul Nicol, întâi să-ți dau niște scuze. Păi, ce înseamnă să te ramolești așa cu vârsta? Te-am auzit că erai încercat aici cu băieții mai devreme, dar nu știu ce ești. Da, pur și simplu mi-a ieșit din cap. Nu știu de ce, că m-a luat tare inimii cu microfonul lui Voicu acolo și am pierdut șirul. Așa că scuzele noastre, dar și de la Câmpina, unde te ascultăm cu drag și cu 5-9-5 în condiții foarte bune. Nu știu cine te critica acolo că n-ai consistență la modulație, dar după mine nu-i nimic schimbat și e... la fel de bine ca întotdeauna. Acum, vorba lui, proverbul ăla, e bine să-l cităm pe ăla latin cu de gustic bus non disputandum, că versiunea românească e mult mai urâtă și ne amendează, era să zic ce ne-au ancom. Da, tu mi-ai dat control, așa că nu mai trec microfonul deocamdată pe la tine. Cred că în ultima tură venea foarte tare CCB-ul, așa mi s-a părut mie. Costi, ai microfonul.